poligonul militar din Ungheni, pentru prima dată în perioada de independență a țării s-au desfășurat jocuri militar-sportive. În aceste activități au fost antrenați 33 de liceieni din Ungheni, Spureni și Călăraș. Comandantul Centrului Militar Teritorial Ungheni și reprezentanții administrației locale spun că jocurile militar-sportive au drept scop să antreneze tineri în educația militar-patriotică. Obiectivele: propagarea modului sănătos de viață, antrenarea tineretului în participarea sistematică a exercițiilor fizice a sportului în masă, verificarea nivelului de pregătire fizică generală a recruților, identificarea și stimularea recruților cu aptitudini fizice deosebite, verificarea nivelului cunoștințelor în domeniul educației militar patriotice. Când trebuie să faci întrecerile între raion, între primăriei, pe urmă să faci din bază centrul militar teritorial, pe urmă zonală, de către zonele centru, nord și sud, și apoi desfășoară la nivel republican. Tinerii și-au pus la încercare puterile în mai multe probe sportive. Alergări pe distanță de 100 și 1000 de metri, ștafeta militară, ridicarea mâini la bara fixă, demontarea și montarea armei, concursul antiteror și altele. Pentru aceste jocuri, tinerii s-au pregătit mult timp. În cadrul competiției, ei au încercat să-și demonstreze maestria. Consider că sunt niște concursuri benefice pentru noi, pentru viitorii apărători ai patriei. Am hotărât să vin la competiție ca să-mi încerc puterile cu alți copii sau, spun, juniori, să vedem cine e mai puternic. Sperăm să luăm ceva locuri. Pregătirea este superbă, ne place aici, este interesant, ne arată chestii noi pe care sperăm să le învățăm pe parcurs. Concursul militar-sportiv s-a desfășurat sub genericul pe meleagurile natale. Învingătorii jocurilor vor reprezenta raionul Ungheni la etapa zonală, care se va desfășura la 6-8 iulie la Bulboaca. Pentru tine, pentru țară!